Iar și comandant, suntem exact la verticală. Putem coborî. Putem coborî. Atenție, solo, coborâm sarcina. Coborâm sarcina. Ce vrea omul ăla? Îl bate din stâncă! Tovarășe comandant, să alargăm sarcina. Nu mai putem sta. Ieșire, care este însă? Ieșire! Ieșire! Trage calul! Să vină, nu o să vină, important e că avem stâlpul, nu? Și apoi ce vrei, să te pup în boate pentru că le-a salvat, ce vrei? Eu nu vreau nimic, mește, îndată vrei să-ți vină proiectantul, că altfel n-ai curat să ridici stâlpul. Eu nu vreau nimic. Păi atunci ce te bagi în vorbă? Până nu vine ăla să mă lămuresc cu el, nu bag un șurub în stâlp. Așa sunt eu fricos. Mai gândește-te, meștere. De unde atâta minte? Nu știu unde ținea maică ta biberul? Că fără biber... Gata, masă neamcule, mi-e foame!
Așa, puneți. De ce ați întârziat, Ioane? S-a întâmplat ceva? Nu, no, ce să se întâmple? Mai sta puțin de vorbă. Aha. Te-ai supărat? Un pic, dar nu ca ieri. Cred că e doar o hachiță de ei ca să mă sperie. Iauzi. Hai, du-te acasă, moșule, că nu mai e linia de tine. Altă tensiune, moșule. Care moșule? Moșe tactul. Da? Du-mi și mie asta. Aia. Și tu, mă, gata. Ha, ha. Gata, am luat mâna, gata. Și tu ce cauți aici? Afară! Descălțați-vă, băcanci. Ce la voi acasă, așa intrați? Care casă mea, Bulzan? Cam și uitat că am avut casă vreodată. Nu mă privește, fără băcanci. Omul e om și trebuie să-și respecte casa, altfel pentru mine nu-i om. Au sunat aia? Nu, nimeni. Am stat toată ziua lângă telefon. Ce ai de gând? Nu știu, o să văd. Nu sunt ale mele! Nu sunt pozele mele! Pute și jur! O să vă bate Dumnezeu! Stai, mă! Păcătos e cel care cu gândul, nu numai cu fapta cade în ispită. De asta mi-ești călugărită. Dă-i, dă-i cu doamne, doamne și umblu cu agicile pe sub plapă. Dumnezeul vede pe cel care mi l-a pus. Foarte mișto. Urletele de măgar n-ajung până la cer. Ce o faci, măgar, măi? Stai, mă, piște, lasă-l în pace, gata. Aia de la nevastă e chiar mișto, pe care e desenată. Dumpa! Nu mâncați ca oamenii, o să vă șubreziți. Contează mult să pui ceva cald în stomac după o trudă ca asta. Da, da, dar costă. E cât costă bre, 6 lei? 6 lei amul, 6 mâni. E bun, tătucule, nu te supăra, dar noi nu supărăm pe nimeni. Noi am venit aici să muncim, să strângem bani, nu să-i aruncăm pe mâncare. O să vă faceți casele alea și o să vă dați duhul. Să vedem cu ce vă alegeți. Cu casele? Să-i fie pe iertare. Da, bine. Razule! Ce mai? Ce cu tine? Lasă-mă, răducule, că o să se întoarcă. O să vezi. Nu ne lasă ea singură. Pune-o la loc pește. Era rochea mai găsit. Câte zile mai avea de stat aici? Vreo 3 zile. Ridicăm ultimul stâlp, legăm conductorii și gata. Conectăm la rețea, adio și n-am cuvinte. Visom lata și rog. Dă-mi, Doamne, să mai mă văd odată la vară. Am și uitat de când n-am mai văzut un film. Da, o femeie. O femeie adevărată ai mai văzut? Când o să plecăm de aici, o să facem sediu jos, lângă funicular. În 10 minute o să fim jos în oraș. Am auzit că au o fabrică de tricotaje. 96% sex frumos. Media de vârstă, 24 de anișori. Aur! Lasă, să ne vedem noi cu stâlpul ridicat. Ne dau o zi întreagă pentru conectarea la rețea. Pras! 6 ore! 6 ore? Păi da, e o chestie importantă cu stingere de curent pe tot orașul. La fabrică au și adus grupuri electrogene. Dar orașul, locuințele, CFR-ul, fechete, bezna! Meștere, eu zic, mâine să turnăm fundația la Borna 32. Fundația o pun, dar stâlpul nu ridic. E o greșeală de calcul. Ce mai spus? N-au ținut seama de temperatura de aici. La vară cablul se destinde și ajunge la 5 metri de stânca aia din vale. E periculos. Proiectantul a uitat de asta. Ce-ți pasă, Dumitare, dacă a uitat sau ba? Gata să faci lucrarea după proiect și vi s-o luat așa. Și pe urmă de un pericol. Cine calcă prin bălările astea? Poate vreun urs părăsit de nevastă ca să se sinucidă. Sau poate un alpinist beat. Mă, băiete, nu pot să fac un lucru prost dacă știu că e prost.
Înțelegi? Dar nu te privește până dumneata meștere. Ai descoperit hiba, ai anunțat, îi privește. Dumneata ești acoperit. Du-te mai de aici cu plapuma ta. De unde știi tu că vreau să mă acopăr? La termenul? De termen cine răspunde, a? Că nu o să ține tot oraș fără lumină până ar vrea aia să urce până aici. Nu ridic borna 32 până nu vine proiectantul, să ne fie clar. Mai trebuie adăugat un tronson ca să se înalțe din ea. Altfel nu mișc un deget. Dacă nu, să mă schimbe. Să ia altul conducerea șantierului. M-am săturat, meștere, aici. E clar? E clar. Dar să știi că în 3 zile eu unul mi-am luat zborul. Și asta să fie clar. Păstrați-i mâncarea, îi trece lui. Bă, am uitat cheia de 16. S-o aducă călugărița sus. Hai, hai, călugărița, mișcă. Fion, te-ai făcut rugăciunea? Ia, mănule, iau eu centura. Bă! Urc eu în locul tău. Nu tu, bă! Am spus călugărița! Ce nu înțelegeți românește? Să-i calma, să-i situații. Hai, măicuță, mai repede! Hai, 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 mai repede! Am niște zâne aici, blonde! Lanio colanio, cuiule! Fii atent, mă, unde pui piciorul! Dă mâna în coa, bă! Haide, haide! Tragem un dans pe sârmă, cuiule! Hai deodată, mă, cât mă mai ții așa? Hai! Nu ție teamă, măicuță, sunt și eu pe fază. Nu te las nici mort. E greu, a? E cât mai? Puțin. Bravo, mă. Te vezi că ești un băiat curajos? Uite. Bravo! Poftim. Mulțumesc, de 16. Zero. Am scăpat-o. E ce să fac? Acum trebuie să te duci jos și să urci iarăși până aici. Nu? De altfel? Folosește cheia din trusa ta. La început, când mi-a spus că vrea să plece, am crezut că e o glumă. Dar pe urmă am văzut că nu glumește deloc. Am încercat să-i vorbesc de noi, de viață, de băiat. Degeaba. Spunea că nu mai suportă singurătatea de aici. Și dacă mai stă mult, își face seama. E adevărat. Pe la cabana asta nu prea ajung oamenii. E peste mână. Și dacă nu veneau zburătorii ăștia, eram singur și acum. Dar ea știa ce viață ne așteaptă. Și acum unde e? Păi nu prea știu. Mi-a scris că s-a angajat pe undeva, dar unde? I-a trimis lua la mică o haină, niște ciorapi. Dar noi nu de bani duce lipsă. Cât câștig eu ne ajunge. Și n-ai încercat să duci după ea? Păi unde? Că plicul scrisorii n-avea adresa ei. E cineva pe aici? Poftim, luați loc la masă. Mă, Moș, Vitcule, m-ai speriat. Uite pe cine mi-ai dat să întâlnesc la linii. Ce faci, Moșule? Mai trăiești? Ce să fac, tovarșul Buzatu? Mai trăiesc. Parcă e după mine. Da, da, așa e. Alo, Matale, ești cu prăvălia asta? Fă-ne, te rog, niște ceaiuri, că ni s-au uscat gâtul. Auză, bagă și ceva românile.
Mă, nu am Vitcule, ce-a nebunit fiul dumitale? Măcar aici pe munț așa, pentru un fleac. Parcă numai o linie am eu în tot lotul ăsta. Toate la mama dracului. Dacă ne-am deplasat pentru fiii care mărunțici când îi se înălzare meșterului, când nu mai face noi munca noastră? Am atâta treburi, nu-mi văd capul de ele. Adu aia, fă aia, adu aia, fă aia, cere ciment. N-are muncitor pentru fundație? Că de, azi nimeni nu mai vrea să dea la sapă. Știi la câte m-am culcat eu aseară? La 11 din cauză că s-au defectat mașinile. Și acum, hop, dumnealui vrea să verifice. Vrea proiectant. Poftim proiectant să se svele pe cap cu. Lasă că ne tragem sufletul și pe urmă mergem la linii. Că mai avem ceva de întins până acolo la linii. De ce ți-adun toate astea? Aduna șternut curat pentru tovarășa Sădeanu. Cât o să șadă aici, ne mutăm la priciuri. Dar cine sunt? Uzatul e șeful lotului de la Crivină, iar pința asta minunată, femeia asta nemaipomenită, a proiectat linia de aici. Mă, cabanierule, ceva de mâncare. Ia zi, călugărița, cum ți s-a arătat ție fecioara în vis? Când l-a sfătuit să intre la mănăstire sau când l-a îndemnat să iasă? Când l-a împins afară, mi-a povestit mie, ci că i-a zis: aftenie, fiule, caută și tu femeie prin lume, că ți-ai julit coatele prin privata asta. Nu-i de tine și hăstria, băiete, prea îngustă Buda, a? Tu chiar ai fost la mănăstire, mai băiete? Da, caută și tu pe ce era să fac, nene? Și mulțește-te, mă. M-a pus tata să lucrez la ei, ca să scape de mine. Și nici nu știu că m-am trezit în straiele alea femești. Tu te-ai dus acolo din pricina unei femei, nu? Nu, meștere, n-am eu treabă cu femeile. Eu am carte. Am încercat să intru și la teologie, dar n-a mers. Tata vrea să mă facă popă, ci că se câștigă mai bine la biserică. E bine. Muncă nu prea multă. Mm. Noroc că mi-a ieșit șantierul ăsta în față. Acum e bucuros și tata că am o calificare ca lumea. Bine gândit. Linior. Să mă conectez la 440 de kilovolți dacă unul din ăia nu-i femeie. Nu-i Buzatul, șeful de not. Scuzați, meteorologul. Dacă n-am ori bugăinilor, a zice că e o persoană de sex. Ne doare în fund. Mai mult pauză decât lucru. În timp ce unii trage la cablu, alții ar trebui să lege. Și invers. Și ieri când a zburat elicopterul, toată lumea era la dezlegat. Apropo, v-am adus salariile. Dar nu le pupați voi până sâmbătă, după decret. Că pe urmă vă îmbătați și nu vine nimeni la lucru. Dar dumneavoastră știi ce muncă a fost în alea 8 ore? Da, muncă. Auzi, nebuzatele, știi pe aia? Și că unul propunea să mai pună o lamă coasă. Da. Să cosească și când trage la stânga, dar și când vine înapoi la dreapta. A, da, ne arde de bancuri. Mâine se taie curentul pe toată valea. Cum stăm? Cum stați? Păi întreabă-l cu mește. Da, da. Ascultă, Neică, ce-ți veni să deranjezi lumea? Ce-ai visat urât azi noapte? Trebuia, tovarășe Buzatu, greșeală de calcul. E o chestie. Calculele sunt bune. Fiecare are dreptul să-și spună părerea, și dumnealui și eu. Dacă aș fi știut care sunt obiecțiile, veneam din timp. Lucrarea se execută după proiectul meu și am dreptul să mi-l apăr. Răspund pentru el. Dacă era în regulă, răspundea proiectarea. Eu n-am nevoie de lauri. Dar de un lucru rău făcut, indiferent cine îl concepe, răspundem toți. Aș fi preferat să discutăm cu argumente, dar ce să facem la înălțimea asta? Uite, pe scurt și pe înțelesul tuturora. Oricât ar cădea conductorii din cauza temperaturii, fazele nu coboară sub 7 metri de stânca din vale. Nu-i vorba numai de gabarit. Ce dracu, nene, ești om de meserie. Dacă scade brusc temperatura, păi se poate întâmpla și asta.
O ploaie bună și un ger lasă chiciurile pe izolatori. Se contractă și se rup. S-a prevăzut totul. Și rezistența conductorilor, și temperaturile, și salariile celor care lucrează la linie. Faci cum vrei, Valeria, dar fără mine. Nu pot să fac un lucru rău cu mâna mea. Chiar dacă nu l-am conceput eu, asta nu mă acoperă. Păi stai, neică, tovarășe, dar ce spui dumneatale e grav. Dacă e așa, schimbăm foaia. Asta se poate interpreta? Ei, uite, vezi, asta e, tovarășe Buzatu. N-am reușit să învăț cum se interpretează. Și știi ce rău îmi pare? Tovarășul, ne întrecem cu gluma. E caz de altceva aici. Stau fabricile o zi fără curent. Știi ce înseamnă o șarge pierdută la combinatul siderurgic? Milioane! Poate să intervină și miliția! Tovarășe Buzatu. Sunt legi! Încheiați lucrarea după proiect. Ridicați borna 32, care e ultima, și treceți la conectare. Pe răspunderea mea. Hai, băieți, gata, masa, hai la lucru. Hai la treabă. Așa, așa, Traiane. Ia tu conduce. Rămân și eu cu voi până terminăm. Iar cu dumnealui discutăm noi altfel. Nu știam că vă cunoașteți. N-am mai lucrat împreună. Dar vă cunoașteți, e că... Acolo? Toate schimbate și veți vedea. Hai. Stai, mă, cască și tot. Stai, mă, ce ai de gând să faci, Ioane? Nimic deosebit, bătrâne. O să lucrez mai departe. Meseria nu mi-o poate lua nimeni. Nu o să mai fiu șef de lucrare, ei și... Ar trebui să-i împiedi să facă vreo boroboață. Am încercat. Valeria e foarte încăpățânată, o știi. Încearcă mai sus. Poate s-o găsi cineva să te priceapă. Asta... Nu știu ce să spun. Pare că e mai ușor să te bați cu un dușman pe care nu-l cunoști. Dar n-am știut că Valeria lucrează la noi în minister. O mai iubești, nu-i așa? Te-ar pleca mai repede. Femeia asta nu ți-a făcut decât numai rău. Bătrâne, te-aș ruga să nu te amesteci. Dacă se poate. Vino, mă, și ajută pe taică, tu, mă. Bă, fecior, ce-ar gara ai adus? Am mai gățin eu ca lumea de-a coței, mă. Ține mai sus, mă. Băieți, veniți iute la cabană, că le-am ascuns slănina oșenilor. Astă seară vor mânca la masă cu noi. Biscol, fraților. Se anunță Ger și Biscol. Mâine o să înghețați pe stâlpă. Luați-vă niște șurpe cu voi. Hai să mergem. Gata, viu. Hai. Nu vii, tovarășe? Nu, tovarășe. Hai, mai Ioane, să mâncăm. Nu mi-e foame, tovarășe. Și zi așa, moșule, te ții după băieți fără bani, fără diurnă, fără spor de înălțime? Păi ce altceva vrei să fac? Să joc table în cișmiciu? Ții tare, lasă. Sau să țiu ședințe de bloc, să nu umble copiii pe iarbă? Pe nu pentru ei am pus-o. Eu să fiu în locul dumitale asta acasă. Am încercat să stau și pe acasă. Cu pensia? Dormeam câte 12 ore pe zi, dar mi s-a murât. Și apoi mă bate dorul de linie. Cu toată viața asta am făcut-o. Acum vreau să-mi fac un rost pe lângă băieții aici, le fiu de folos. Mai fac una cu campană, mai una alta, altfel trece timp. În parte ce vreau. Să vezi tu, să vezi tu ce care e dacă nu aici, hai repede. Hai, stinge lumina. Hai, hai, trece. Bună seara. Așa e cum v-am spus eu, domnule. Lasă, noi mâncăm, noi slană.
Stați! Nu iese nimeni. Nu mișcă nimeni, nu mâncă nimeni. Și minte naș să scoateți slana. Hai și-ați mânca cu noi. Va să ne fie cu iertare, n-om mânca fiecare liber să mânce ce vrea. Las că luăm de la cabanel. Șeful, fii bun, o țârge slană. Slană? E. Nu mai e. A dispărut. Atunci noi o mere mâine să luăm de jos. Că fără slană nu putem munci. Să ne fie cu iertare, dar noi n-am supărat pe nimeni. Tovarăși șef, noi vrem leapa noastră. E. Azi e zi de chenzin. E. Lasă că nu căpătați voi un franc. Că nu-i sâmbătă. Că pe urmă vă îmbătați și nu mai vine nimeni la lucru. Sâmbătă puteți spili, că a doua zi duminică. Treaba voastră. Ba, nu ne-am îmbătat. Ba, ne-am îmbătat. Tovarășul șef, noi nu vrem să supărăm pe nimeni. Noi n-am supărat pe nimeni. Hai, vom mere să dormim. Cred că îi place. E bună, dar nu prea obișnuie să mănânc seara. Și ca să aveți. Rămâneți mâine la lucru, vă iau eu mâncare. Tot am treabă în oraș. Lasă, slana. Ce facem cu lucrarea, maestru, o lăsăm așa? Păi, cum o decide tovarășul Buzatu, el e mai mare pe aici. Apoi cu tovarășul Buzatu vom termina ora păstării căilor. Da, e în regulă, da. Am întins conductorii la 31. Mâine ridic și borna la 32 și gata. După proiect, bineînțeles. La 12 începem conectarea la rețea. Dar puteți întrerupe fără nicio grijă. În 6 ore terminăm. Comunicăm cu aparatele emisii recepției dacă mai instalăm câteva posturi pe munte. Unul la cota 1500, unul jos în vale. E distanța cam mare. Da, 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 da. E în regulă. Noapte bună. Ați auzit, băieți? Mi-am luat angajamentul mâine pe brânci. Nici o grijă, tovarăș Buzatu. Îmi cunosc oamenii, de altfel mine seara mi-am făcut program în oraș. Rămân acolo peste noapte. Mai lasă radio la băicioară. Ce-ai grăbit, bă, așa,
ce mai faci, Valeria? Trăiesc. Și? Te-am uitat, sunt fericită. Cum ai reușit? Să te uit? Nu, asta e simplu. Să fii fericită, cum ai reușit. Greu, dar am reușit. Soțul meu mă iubește. Avem doi copii minunați. Mașină aveți? Da, în rate. Și televizor avem. Te-ai înrăit, Ioane. Așa mă știu de mic copil. Mai bei? Mai. O să faci ulcer. Așa îmi spuneai și acum 15 ani, și uite. Dar mă descurc cu bicarbonatul. De ce ai plecat atunci? Pentru el? Nu știu. Pentru mine? Pentru tine sau poate pentru amândoi? Nu te mai iubeam, Ioane. M-ai iubit vreodată? M-ai iubit vreodată? De ce ai plecat? Trebuia. De ce trebuia? M-am trezit odată singură. Te-am simțit invidios că eu am reușit și tu nu. Invidios? Stai puțin că nu pricep. Invidios de ce? Că tu erai la facultate și eu nu mai eram? Dar nu era vina ta. Bineînțeles. Tu ai vrut să pleci pe șantier. Și eu și tovarășul Badea și alți tovarăși. Mă rog, noi toți. Dar niciun caz nu era vina ta că n-am mai urmat cursurile. Totuși nu se mai putea sta de vorbă cu tine. Foarte ciudat. Se crease între noi o prăpastie, așa se spune. Și atunci ți-ai făcut frumușel balizele și ai întins-o. Te-ai cărat cu el. Cu el? Fără el? Nu-mi place cum vorbești, Ioane. Nici mie. Dar dacă aș vorbi altfel, ce s-ar schimba? Geamantanele, gara, trenul, vinul spumos, nopțile alea. Amintirea. Ți-a rămâne ea, curată. Ce să fac cu amintirea? Ia-o. I-am toate amintirile, și cele trecute, și viitoare, și pe cea de azi, nu-mi trebuie. Nu mă simt vinovată de nerealizarea ta. Cine ți-a spus că sunt nerealizat? Sau că te invidiez? Tovarășii mei și mândria mea mă socotesc un om întreg. Ai vrut să mă umilești, Ioane, dar ai greșit. Aș fi bucurat să ai dreptate cu borna asta nenorocită. Poate ca o compensație pentru plecarea mea de atunci. Bucură-te, Valeria, bucură-te, pentru că am dreptate. Nu am artos, dracii, să mă ia. Scuză-mă. Dar mă și duc mâine la conducerea șantierului. Supărat, pe mine. Pentru că nu pot să las lucrurile așa. Nu poți să ierți, Ioane. Asta nu poți. N-ai să cunoști niciodată bucuria asta. Nu știu să iert, Valeria. Pe cuvântul meu că nu știu. Ce să fac? Încearcă. O să fie mai greu la început, dar încearcă. Încearcă să nu mai greșești, Valeria. E mult mai simplu. Noapte bună. Să ieși imediat afară, ai auzit? Imediat. Și-ți promit că n-am să spun la nimeni că ai fost aici. Poți o iei, nu trebuie. M-am suit până pe stânci după ea. Nimeni nu poate să ajungă până acolo. Dacă nu poate, nici să nu încerce. Oh, scuza, 31! Capiscu!
fermat totul, s-a prăbușit totul, că totul este la pământ. Ascultă, Dudu, la pământ. Fă-mi legătura, e ultra urgent. Asta e. Da. S-au prăbușit și conductor și izolator. S-a ales praful de borna trei. Da, acum. Ascultă, Duduie, auzi? Dacă amânăm conectarea la rețea o zi sau două, putem termina. Nu mă mai bate, domnule, la cap, nu vezi că asta-i spus și eu. Duduie, dragă, fă-mi, te rog, legătura cu electromontajul. 642. Da. Aștept. Alo? Da, Buzatu sunt. Tovarășe inginer. Domnule, vorbesc de aici, de la linie. Azi noapte a fost cer și s-au rupt conductorii la 31. Nu se poate face conectarea asta să se amâne. Imposibil, nene, n-avem timp până diseară să reparăm conductorii, să ridicăm borna la 32, să tragem la săgeată, să facem legătura la rețea. Nu e omenește. Dar de ce a oprit traficul pe CFR? Să se vede sculca cu acare, ca înainte. Da, cu fabrica aveți dreptate, da. Doamne, ce mă fac? Mamă, tu care m-ai născut. Domnule, eu îmi pun lațul de gât, tovarășul inginer. Așa nu mai... Alo? A închis. Închis? Nu se mai poate face nimic. Dacă astăzi nu terminăm, gata, vine catastrofa, ne zboară pe toți. Nene, ajută-mă. Încearcă imposibilul, nu mă lăsa. Așa cum ați decis voi, nu pun mâna, e degeaba. Acum conductorii s-au rupt fără curent pe ei. Ce ne facem de acolo, că dea legați la tensiune? Dispozițiile, nu pot să calc legea, nu? Proiectul e aprobat, uzanța. Nu-mi pasă de uzanța asta. Proiectul nu-i bun. Schimbă-l, bate-te să-l schimbi. E specialist, nene. Ai curaj. Trebuie să ai curaj. Atâta se vorbește de curaj că a început să-mi fie frică. Dom'le, mai am 8 ani până la pensie. Să-mi rup gâtul tocmai acum? Unde mai găsesc un salariu ca asta? Te privește. Nu pot să lucrez pe o soluție greșită, chiar dacă mi-e milă de dumneata. Dom'le, gândește-te, am copii. În regulă. Modificați proiectul la borna 32. Ridicați fundația cu un metru ca să obținem 40 de grade unghiul conductorilor. Tovarășul Vitcu, avem și aprobarea proiectantului. Te rog frumos. Nu trebuie să mă rog să-mi fac datoria. Trebuie să nu mă împiedic să o fac. Hai, băieți. Haideți, fraților. Vă rog să faceți o hârtie și să o semnați. N-am de ce să semnez. Modificarea nu e de concepție, nu afectează structura. Se aplică doar la noile condiții create de excesul de temperatură. Tovarășe, uzanța... Vom convoca o comisie de la București care va stabili adevărul. Crezi că n-am aflat ce a fost între voi doi? Ai vrut să te răzbun pe ea, să o umilești. Să nu mai faci niciodată asta, meștere. E chestie de curaj. De curaj, mă auzi? Și de vârstă. O să aibă timp să ridice stâlpul. Tu câtă treabă mai ai pe aici, cabanierule? Lăsați, tovarășe, se remediază. Vezi de treburile dumitale. Cine ți-a cerut o consultație? Montați aici conductorii cum au fost. De ce? Să se rupă din nou. Dacă borna 32 rămâne la aceeași înălțime, degeaba. Săpați din nou fundațiile și ridicați la dublu. Imposibil. Fundațiile sunt turnate în sistemul grătar. Poate ai auzit de ea. Mai știm și noi câte ceva ăștia de la birouri. Eu că știți, da? Cum supraînălțăm stâlpul 32? Adăugăm un tronson la bază, l-avem jos în vale. Și cu cel care vede, că montarea funicularului durează aproape toată ziua. Pe brațe. Îl desfacem jos în bucăți și îl remontăm aici. Da? Da. Hai, băieți! Hai! Nu,
Amici de peste comunică jos că noi am început operațiile. Am cărat și tronsonul, dar tare mi-e teamă că nu o să ne ajungă timpul. Avem multe lucruri. Trec pe recepție. Alo, alo, Danca aici, alo, am înțeles, început operațiile. Peste 3 ore intrăm în interdicție de curent. Mimă, strai asta. Pita. Slală. Slală. Stai așa. Nu pleacă nimeni. Doară cu buzatul, noi nu vrem să supărăm pe nimeni. Dar cum de-or apărut? Adică de ce ieri? N-or fost. Și acum îs. Stancule! Alo, Stancule! La tine! O fi umblat călugărița la trusa cu minuni. E ceva curios aici. Mâncă și taci. Bă, băiatule! Băi, Stancule! Intervine, te rog! Roagă pe cei de la conducerea șantierului să amâne pentru mâine conectarea la rețea. Ai înțeles? Trec pe recepție. Alo, alo, sunt Stancu, alo, se aude, nu se poate amâna secole, nu se poate, faceți un efort. Tovarășe, nu vreți atât de slană cu pită, să vedeți numai ce bun. Mulțumesc, chiar că nu era foame. Tovarășe, Vit, cu apărut slană, nu vreți o țâră. Alo, m-a zis până ziceară, ce lucrare am văzut? Băi, frate, bă, haide, bă, vedeți ce face, bă, frate, ia costă. Nu o scăpa, Vit. Rogi ca banier. Ce serviciu ne-a văzut? Ei, fraților, dați-vă în coace, bă. Hai, veniți în coace, bă. Vino în coace, bă. No, hai, luați împărțită voi. Rostancule, trec pe recepție. Atenție, se poate trece la conectare. Să aveți curentul în tot orașul. Fabrica merge de generare. Meștere! Ăștia crede că noi am montat conductorii și noi ne-am ridicat de stâlpul. Lasă-i așa, nu le spune cum stăm. Ține-i de vorbă. Da, da, da. Rostancule! Credeți că mai există vreo șansă? Pentru dumneata niciuna. Nu e vorba despre asta. Speranță că m-ați înțeles exact. Linia e bine făcută, din păcate. Degeaba cereți comisie de la București. Căutați altceva. Oricum am dreptul să verific. Prea multe drepturi credeți că aveți. Iertare pentru prostia de seară. De fapt, venise să vă spun că, într-adevăr, calculul dumneavoastră e riscant. Dacă n-a văzut ce ați priceput, mi-a plăcut ideea. Ca să pot pleca de aici, trebuia să mă simt și eu odată și odată perferit de-a bine, nu? Penibil. De fapt, ce cauți dumneata aici? Floarea reginei. Poate că ar fi trebuit să-ți cer iertare. Nu, nu. Oricum o să o șterg de aici. Trebuie să găsesc eu curajul ăsta. Curaj? Mhm. Ține-te bine, păștre. Gata! No, hai!
urcă, mamă, urcă. Așa, tăi. Da, ia-mi locul la supraveghere. Habar n-am. Eu am lucrat în transportul, n-am calificare de linior. Dă-te-n. Poate văd Țărușul odată. Pune Țărușul aici. Hai, camarotul. Hai odată. Gata, mă. Ai. Dă-i drumul, bătrâne! Trage prăpastia! Așa! Așa, băieți! Sare, sare, cu forță! Lăbește stânca! Trage pe bastia! Hai, copii! Hai că l-am pus și pe asta pe picioare! Hai, acum! Haideți! Așa, așa, copii! Hai! Cât mai avem, tovarășe Buzatru? Trei ceasuri, neică, trei ceasuri. Doamne, ia-mă sus la tine, doamne. Alo, tovarășe intelectuală, ai cam încurcat-o. Doamne Dumnezeule, ce prost sunt. Stau și-mi bat capul, mă gândesc la copii ce o să ajungă cu viața lor dacă mă trimit ăștia la jos. A, dracu, jeavră, eu plătește. Eu fi spus și lui. Ce să-i spun? Stă... Stă și moții ca la focul de tabără. Ai încurcat-o să înveți meserie cu coană. Sau să stai la cratiță. Tovarășul, la cratiță. Șef, aici nu e treaba mea tale. Nu-i frumos ce spui. Ce nu-i frumos? Valeria și-a dat seama de greșeală. Mi-a spus-o mie azi dimineață. Și atunci? Cum? De ce? I-a fost teamă. Spunea că o asemenea eroare poate să o descalifice. A fost propusă șefă de birou și nu pica bine. Și de ce ai făcut bătrâne? Ia de oile dumitale și lasă-ne pe noi să mâncim aici. Tovarăș, ce facem? Ce facem, tovarăș? Cununăm, botezăm, nu? Modificăm unghiul, modificăm unghiul. Reparăm greșelile altora. Înainte, tovarăș, cu sport, tovarăș. Nu reparăm nimic. Rămânem la unghiul propus. Planurile sunt bune. Modificarea înălțimii bornei nu anulează justețea calculelor. Cum adică, domne, ce? Ce facem, garagața? Ori laie, ori bălaie. Laie, planurile sunt bune. Știi bine că nu e adevărat, Ioane. Dacă e să rămâi la unghiul propus, să știi că am să intervin, am să pot. Răspundem toți de un lucru rău. Știe cineva cât rău a făcut? Ascultă, negă, cum e calculul bun? Că doar s-au rupt. Conductul e azi noapte din cauza unghiului prevăzut. Nu din cauza unghiului s-au rupt. Au fost prea întinși la bază. Cu borna suplimentată, altfel se pune problema. Cine suie, mă, pe stâlp cu mine? Hai că n-avem timp de pierdut. De ce faci asta, meștere? Dacă dai arunceri la noaptea mea cu tensiune pe conductori. N-o să dea. Ce mi-a ascuns, meștere? Pot eu să-ți ascund ceva? Băieți, montăm conductorii așa cum v-am mai spus. Trageți cablul la reper, prin vale. Echipa a doua montează izolatorii la bază. Azi nu mai avem funcții precise. Facem tot. Vezi, mă, Ioane, faci atâta scandal ca să dai înapoi acum. Vezi că nu ești Mafalda să le știi pe toate. Au dreptate oamenii care și-au tocit coatele pe treptele școlilor. Nu-i bine ce faci. Nu? Ești foarte bine sigur că nu-i bine? Să-ți cunoască lungul... Cine suie, mă, pestul cu mine? Hai că m-am mai întrebat! Inutil, Ioane. Vrei să o faci pentru mine, dar acum nu mai îmi pasă. Am greșit, vă știi să recunosc. Nu-i nimic de recunoscut. Tot om are voie să se înșele. M-am înșelat și eu. Calculele tale erau bune, le respectăm. O să întind cablul chiar eu, cu mâinile mele. E clar, tovarășe Buzat? Hai, încălzește-ți mâinile la foc și bagă pe hârtie. Cântă, mă, nene Buzatule, cântă! De mic copil sunt meloman. Hai, băieți,
Meșterii, mi s-a făcut frică. E pentru prima oară în viața mea, dar dacă spui să mă urc, mă urc. Numai să ții minte că ți-am spus. Lasă-mă, că ție nu ți-e frică de azi de el. Ți-e frică de când te-ai născut. Poate chiar dinainte. Te-ai născut cu frica în sân, măi nepoate. De atunci nu semnasești pentru ea. Erai acoperit. Care urci cu mine? Meștere, nu mă urc. Nu sunt bolnav. Urcă, Neavitcule. Alo! Alo! Alo, ce faceți, bine? Ce faceți? V-ați amuntit, v-au mâncat lupii. Dar avem doar două ore. Ia de bine noaptea pe cuclauri. Răspundeți, fraților, recepție. Alo, Stancule! Bă, e un soare aici, da, de ne-a scos cămășile. Da, să facem baie rău. Alo, la voi cum e? Trec pe recepție. Alo, electromontajul? Da. Sunt inginer Sădean de la proiectare. Vreau să vorbesc cu directorul grupului. Atunci cu tovarășul Stratilat, e ceva foarte important. Trebuie să dea o dezlegare. Nu-i nimeni aici, tovarășe. Tovarășe, dragă, se întâmplă ceva grav sus la linie. Dacă se execută lucrarea așa, e pericol să cadă. Atunci nea Cantor sau cineva de la administrație. Vreți să vă fac un ceai? Dacă vrei. Sau poate vreți să vi-l faceți, să vi-l faceți singură. Poarătă, tipule, scoară. E cald, e soare. N-am o nebunit încă, sunt șeful de lot, tovarășul Buzatu. Mi-am scos cămașa, m-am suit în copac, e foarte cald, e dreptul meu. E soare. Aici e capătul lumii, a? Și ați ascuns cabana asta, băi, era frică să nu vi-o fure, e un monstru! Alo, conducerea, Condica! Dați-ne Condica de reclamații! Alo! Nu mai e nevoie de Condica, s-a rezolvat. Aveți ceva de băut pentru noi? Cabana e ocupată. Nu-i nimic, nu-i nimic, dormim în sala de mese, s-a mai văzut. Aici dormim. Aici am bucătărie. Ce aveți pe aici? Răducu, tu crezi că se poate vorbi cu Bucureștiul de la telefonul ăsta? Am mai încercat odată cineva, dar n-a putut să vorbească. Băieți, voi credeți că ați putea să-mi faceți un serviciu? Sigur, doamnă, băieți! Avem ultimele noutăți, ultimele discuri. Aș vrea să mă conducă cineva la cota 1500. Oh, de acolo venim, doamnă. Mai bine să dansăm.
de la început. Ce mai bine că ai drumul la cotă. Gata, meștere! Am montat toți izolatorii. În regulă! Verificați încă o dată și coborâți! Mai mult cu la cotă? Dar nu mergem la cotă. Dar unde? Am eu o idee mai bună. Mai sunt doar 10 minute. Ce? Răducule, ai pățit ceva? Da. Lasă-i copil, își revine el. N-am nimic, tăticule. Bă, tu ai glume cu mine? Omule, cât faci până la cota 1500? Băi, se cam întunere. 10-15 minute dacă iau până răpa albă, dar de ce? Hai să-l găsești de acolo pe Stancu. E omul cu care vorbește Vid cu la aparat. Să-i comunici ceva din partea mea. Alo, alo, Stancu aici. Aștept comenzile la Vidcule. Stancule. Stancule, atenție la mine. Începem conectarea. Anunță jos. Circuitul 1. Se poate executa. Recepție. Am înțeles. Se poate executa circuitul 1. Transmit mai departe. Se poate executa. Cine dracu mi-a luat țigările, mă? Care țigări? Nu, cu tine vorbim. Alo, Stancu aici. Am transmis la postul din vale că se poate lega circuitul 1. Bun. Acum atenție. Trecem la circuitul 2. Totule, gata. Fără grijă, se poate executa. Să nu știe Vitcu. Măi, frățioare, când am spus conectează. Mai sprăvit o linie, băieți. Alte șantiere pot să înceapă alte fabrici. Alte școli, alte case. Acum oamenii s-au gândit la noi și ne-au mulțumit. Știți ce-mi place mie în meseria asta? Că ai tot timpul în fața ochilor oamenii pentru care lucrezi. Oare crezi că se gândesc vreodată la noi? Chiar dacă nu s-au gândit, s-au bucurat. Ți-a plăcut fraza asta, ultima? E, idealist. Cum spunea cineva. Hai, bătrâne! Noi suntem deschizătorii de linii. De noi drumuri. Uite la mine, că e rău, e Ce faci, bătrâne? Te ții de bancuri. O joacă. Îmi face figuri cu coana. Dar și eu, în toată firea, să stau afară în frig, în cămașe. E curcă, nu-i sănătos. Pentru ei? Dar ei trăiesc. Se iubesc. Există cu adevărat. Dar noi? Vorbești prostii. Au mai tras și alții. Nu știu, meștere, dacă au tras. Dar aici nu-i de mine. De fapt, ce cauți tu aici? Mi-a plăcut ideea zburătoare. Dar lipsesc aripile. Astea ori le ai, ori nu le ai. Altfel ești în aer.
și stopează-l. Vezi, drăguță, noi nu vrem să supărăm pe nimeni, dar oamenii ori muncit și trebuie să aibă ceva cald în stomac. Pune fața, e masă. O plec, domnule. Ce vor, domnule? O dreptate, oameni. O fi obosiți. Dar nu este așa de ușor munca asta lor. Și noi ce facem? Unde mergem? Mergeți la căsuța meteorologilor. E aici, aproape. Chiar ai dreptate că ne-ai invitat meteorologul și eu la ei. Nu, e gamba. Vezi că te așteaptă proiectanta, e în camera mea. Te duci acum. Vă țineți de bancuri, nu mai merge. Mă, băie, nu știu dacă ai băgat de seamă, dar eu nu prea fac glume. Du-te dacă nu vrei să te iau pe sus. Uite de ce te-am chemat, trebuie să mă ajuți. De fapt, nu numai pe mine. Nu înțeleg. Lucrarea încheiată astăzi după proiectul meu e greșită. Meșterul s-a încăpățânat să o fac așa. Cu toate că eu mi-am recunoscut greșeala. Cu el nu se poate sta de vorbă. Îl cunosc. Și? Haideți la meteo. E departe? Haideți, aici, la doi pași. Punctul meteorologic, hai la doi pași. Uite, ăla-i punctul meteorologic. Ne face meteorologic. Hai că vine Vă rugăm frumos să primiți din partea noastră 5 sticle de vin. Facem cinste. Nu mai stați cu fundul pe bani? Azi nu. Azi am terminat prima noastră linie. Așa că vă rugăm frumos să primiți cinstea. Nu supărăm pe nimeni. Dacă vreți, eu vă dau și salariile. Mâine, tovarășe. Azi chiar că mi-e teamă că n-am îmbătat. Aveți și motiv. Da. Noroc. O să râdeți, dar sunt ultimile. La mine. Nu mai am nimic în magazie. Doar niște slănină. Ultimele două. Aia cu oșenii, cu sacul, cu slănină. O știți? Am luat sculele, toașa Valeria, putem pleca. Ce au zis aia de la cotă? Păi n-a priceput prea mare lucru, dar a zis că totul e în ordine. Am vorbit și cu Stratilat, că era acolo, ne-am potrivit și ceasurile. A zis că întrerupe tensiunea pentru 2 ore la ora 1 punct, dar numai atât, așa că să ne grăbim. Să sperăm că o să ne ajungă timpul. Credeți că o să putem modifica unghiul în 2 ore? Nu e mare lucru. Ne urcăm amândoi și eliberăm cablu, iar cabanierul ține de la scripete. Mai aduce aminte, Doamnă, era târziu și era toamnă și frunzele se îngălbeneau și tremurau de vântul serii. Îți mai aduci aminte, Doamnă? Ți-aduci aminte? Știi cânta? De seara, zi! Și-amurgu acela violent, când Doamna și-acorda în cer, pe bună-i galbenă chitară. Da, tovarăși ingineri, eu sunt. Vă mulțumesc în numele colectivului. Da, toată lumea știe că se mută sediul. Cota 1000 se cunoaște. Mâine putem executa deplasarea. Cum? Se întrerupe curentul? Foarte bine, dacă astea-s dispozițiile. Cum am dat eu dispoziția? Să fiți dumneata sănătos de când am legat la rețea. Dumneavoastră vreți să mă duceți pe... Cum 1 și 3? Vreți să mă duceți cu prețul? Trec pe recepție. Alo, da, eu sunt Vitcu. Nu trebuie nicio fereastră, am terminat. Îți mulțumesc că te gândești la noi, dar nu e nevoie.
Da, lăsați curentul pe rețea să aibă lumină orașul și fabrica. Mai pentru ce, noapte bună. Auzi la el, credea că noi glumim că am terminat. Ne rezervase spațiu de lucru pentru la noapte. Bun băiat. E trecute de unul, putem începe. Ce bine că au lăsat granicul aici. Ia-l în primire, omule. Or fi întrerupt aia curentul? Sper, Stratilat e un om serios. Băieți, voi vă urcați pe stâlp. Te-ai descurcat bine azi, moșule? Așa tactul. Nu prea e. Da. Doar inima s-a furisită. Și încăpățânarea ta păguboasă. De ce ai repetat unghiul Valerii? Ca să-l refaci când s-o rupe iar? Poate e mai bine așa. Cum a vrut ea? Sau cum am făcut eu? Nu înțelegi, bătrâne. Ce vrei, altă generație? Nu ne înțelegeți pe noi, tineretul. E și greu. Centura de siguranță. Ce-i cu ea? Nu e. Păi fi uitat-o la cabană. Pe naiba, am pus eu cu mâna mea în geantă. Atunci ai pierdut-o pe drum. Ce găsești? Pe mure și pe târnavă, nu-i fată să-mi fie. Încet, ole, bădă, treceam. Vă dăm salariile dacă... Las-o, că lebădea s-a culcat de mult, hai și-o mere. O mere să te culce, dumneata. Ai, mie. Te-ai ostenit mult azi. Ușurel. Ușurel, băiețel. Copăce. Încetișor, treaptă cu treaptă. Servieta. Mi-e teamă că ne rămâne prea puțin timp. Eu urc așa, fără centură. Degeaba. Fără cabanier, nu ne descurcăm. Paul! Ileana, haide! Ileana! Ce, mă? Bine, Traian, ce înseamnă linie cu tensiune? Că-i gata. Că trece curentul până ea. Și dacă se suie cineva pe stâlp, poate să moară? Poate. De adevăratele? De ce-ți veni? Bă! Ți-am găsit mireasa! Vino și eu! Meștere! Neancule! Unde e cabanierul? Nu l-am văzut. Meștere! Meștere! E nenorocire! Ce? Hai, fiule, închină-te de trei ori și sus. Faci pe deșteptul. Ocoș! Așa, măi. Mare deștept. Nu-ți fie teamă că ești cu mine. Ce-mi trebuia mie? Ușor, ușor, că așa se învață meserie. Dar dacă au uitat să deconecteze? Sau n-au putut? Atunci păcatele tale nu te vă bine la judecata de-apoi. Iule! Na, mi-a scăpat patentul. Pe bune! Coboară să-l iei. Dar de ce tremuri așa neprihănit-o? Un tic nervos. De câte ori e geriu, tremur. Dar deștept ai mai făcut, mă! I-a scăpat cliștele preasfintei. Da, mă descurc eu singur. Nu urci singur în niciun caz! Îl aștept! Hai, repede, băi! Hai, repede, băi!
Mai stă mult așa? Când vine să tremur și nu pot. Te-a răzbit și pe tine frigul. Aud? Cum ai putut să crezi că am tras conductorii greșit? Nu avem destul încredere în oamenii, Valeria. S-au culcat. E târziu. Mâine trebuie să ne sculăm cu noaptea în cap. Acum e rândul tău să pleci. Trebuie. De ce trebuie? Să zicem că nu pot altfel. Dar peste 15 ani, dacă o să ne întâlnim iar, am să-ți explic. Poate că atunci o să-mi fie mai limpede. Ești într-adevăr fericită, Valeria? Mm-hmm. Am să trec o dată pe la voi să-ți cunosc băieții. Să-mi faci patul în curte. Aveți curte? Mm-hmm. Sub copaci. Nu, nu. Într-un hamac. Da. Când o să ies la pensie, o să-mi cumpăr un hamac. Îl leg între doi stâlpi de înaltă tensiune deasupra unei prăpăstii. Și am să dorm o săptămână. Sunt al naibii de obosit, Valeria. Te-am mințit, Ioane. Sunt singură. N-am plecat pentru nimeni atunci. M-am temut să nu mă ratez lângă tine. Te-am iubit foarte mult. N-am avut curajul să te urmez. Curaj. Curajul. Un cuvânt care n-ar trebui să existe. Să fie înțeles de la sine. Ca respirația, ca zâmbetul. Să nu poți trăi fără el. Poți să mai iei totul de la capăt. Vezi tu, drumul meu e unul singur. Cu rele, cu bune, dar fără întoarcere. Nu poți să ierți, Ioane. Ești foarte singur. Dragoste e un lucru important, Valeria. Dar nu-i singurul. Noi venim primii și plecăm primii. Plecăm înainte de a vedea ce am făcut. Dar fără noi nu ține. Nu se poate face nimic. Poate la bătrânețe o să iau calea înapoi. Să văd ce să aleze pe urma noastră. E o chestie. Trebuie să vă dau salariile. De amus sâmbătă. Sâmbătă e la altă nenepuzatului. Așa e legea. Azi e duminică, nu e legal. Adică să mor pe munte ca să vă dau banii? Nici ruptul capului. Ce faci, Traiane, te-ai hotărât? Pleci în oraș? Da. Cheile rămân la voi. Am vorbit și cu aia de la Căminul Alpin. Radule, vină cu le-am spus că mi-au valea. Au să trimită cu altcineva în locul meu. Poate chiar azi. Până atunci, toate bune. Provizii nu mai sunt, așa că se descurcă ei și fără mine. Aoleu, uite că uitase, mai o scrisoare pe adresa ta, ți-au adus-o cu... au adus-o excursioniști de la Căminul Alpin. Gata, bătrâne, se întoarce, uite, ți-a lăsat adresa. Bine a venit! Haideți, măi, fraților, că ne apucă noaptea în drum. Ce facem? Pe cine așteptăm? Ce faci, domnule? Hai să mergem odată. Stați, băi, fraților, stați un pic, că a primit o scrisoare de la nevastă sa și o citește el acum. Spune că nu mai suntem singuri. Da, și? Că avem o familie mare. Da. Și rămânem cu liniori. Măi, fraților, luați-vă salariile, e dreptul vostru.
Și mai scrie că o rog frumos să vină. Și? Asta s-o scrie de două ori. Ai scris-o? Da. Mai scrie-o încă o dată. N-are niciun rost să mă părați pe mine acum, că eu toate pe plaune astea. Mă copii, luați-vă salarele, sunt banii voștri, munciți. Unde vreți să mă părați acum și pe mine? Băi copii, bă, de ce ați muncit? Care e avantajul? Apoi să nu vă fie cu supărare, o să-i luăm dincolo, cu toți ceilalți. Băi copii, să știți că eu îi arunc în prăpastie pe onoarea mea și mă dau și-o de dura cu ei. Lasă, ține acolo. Bă, băieți, băi, abuzatule, nu ți-ai bine? Tovarăș! E urcușul. Hai, da-mă, lor, are am o rugăminte la dumneavoastră, să puneți scrisoarea asta la poștă. Mulțumesc.